cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește mora. Bună ziua, oameni buni! Întotdeauna spun la începutul emisiunii câte ceva, vă prezint o situație, un fapt din ziua respectivă. De data aceasta o să renunț la acest obicei pentru că, spuneam odată, sunt emisiuni care trebuie făcute, nu neapărat pentru că, vezi, Doamne, s-a întâmplat ceva sau pentru că e un eveniment. Nu, sunt emisiuni care trebuie făcute, care trebuie să rămână și pentru cel care realizează emisiunea, este, cum să vă spun, ca un reper în meserie să face asemenea emisiuni. După cum știți, am făcut emisiuni cu tot felul de oameni. Unii dintre ei, să spunem așa, jos clopul, alții le face emisiunile pentru că sunt pe anumite funcții, pentru că reprezintă ceva, partide, instituții, dar după ce termine misiunea la sfârșit încerc să tragi o concluzie și îți dai seama că puteai să vorbești și singur și să iasă exact același lucru. Astăzi o emisiune care eu sper să rămână ca o bornă în activitatea mea, apostului, și o să spun simplu, astăzi facem emisiune cu Paul Chiribuță, cum am spus eu acolo, actor și mai mult decât atât. Bună ziua, bine ai revenit într-un studio de televiziune la Piatra Neamț. Mă bucur și eu și vă mulțumesc de invitație. Da, pentru mine venitul și revenitul la Piatra reprezintă de fiecare dată un moment aparte, un moment încărcat de emoție, pentru că e orașul meu, ca să zic așa. Aici am părinți îngropați în pământul ăsta, am prieteni, am rude. Aici m-am format, e un loc sfânt pentru mine. Și aici, nu numai că v-ați format, ați dat înapoi o parte, poate că n-am reușit să dau chiar tot cât ar fi trebuit să dau, pentru cât am primit, dar am dat o parte și sper să mai pot da. Știți, eu am un documentarist la emisiunea asta care mi-a trimis niște date și mi-a atras atenția. Zice, vezi că ce neapărat trebuie să vorbești despre lucrurile astea. Și din ce mi-a trimis documentaristul, eu am reținut așa, că la un moment dat vi s-a spus actor PCT. Oare de ce? Nu știu să vă spun. Așa v-a numit un om care a scris despre dumneavoastră. Da, da. Pe ce v-a spus PCT-a? Eu știu, pe câteva roluri, sper. E o pecetă de dragoste, în general. Meseria asta pe care o facem noi, e o pecetă de dragoste pe care o punem. Cu mai apăsat sau mai puțin apăsat în funcție de conjuncturi, dar ea există, mai pronunțată, mai ștearsă totdeauna. E o bucurie să tot dai, fără această empatie, în primul rând, generozitate de a te pune și în slujba unui rol, dar în primul rând în slujba spectatorului care e în fața ta, cred că e caracteristica acestei meserii pe care noi o practicăm. Spun meserie pentru că mă feresc de cuvinte mari. Îmi place să cred că facem o meserie, nu facem altceva. Dar sigur... Aproape că nu îmi vine să cred că ceea ce spuneți și credeți. Ba da. Faceți doar o meserie? Nu, sigur că nu. Dar totdeauna spun că este o meserie tocmai ca să mă feresc de cuvinte mari, să ne ferim de... Sigur că e mult mai mult decât o meserie, mult mai mult decât o meserie, dar e o bază. Să știți că și, nu spun numai eu, Marley Peter Brook spunea la fel, trebuie să fim
umili și să ne facem cinstit meseria cât putem. Că la un moment dat această meserie te poate ridica la un nivel de la care începe arta sau marea artă, eu merg mai departe și spun, dacă credința mea intimă este că e o cale de inițiere această profesie. Nu este o simplă profesie, dacă este făcută ca oameni, ea e o cale de inițiere. Capacitatea noastră de a trăi mai multe vieți într-o singură viață și obligativitatea asta deschide niște căi sufletești interesante. Care au fost treptele inițierii dumneavoastră? Nu m-am gândit niciodată, o întrebare foarte bună. M-ați provocat cu inițierea da, și atunci... Da, foarte bine, foarte bine, nu? Deci, cred că revelația pe care am avut-o, a fost prima treaptă, a fost această revelație. Eu n-am vrut să mă fac actor. Ce ați vrut să vă fac? Eu am vrut să mă fac arheolog. Îmi plăcea foarte și îmi place și istoria foarte mult. Chiar mă uitam în biblioteca mea de adolescent, aveam mai multe cărți de istorie, de arheologie, decât aveam despre teatru. Dar într-o bună zi am avut un moment, mă rog, va trebui să folosesc un cuvânt mare de data asta, de iluminare. Poate o să vi se pare exagerat, dar asta mi s-a întâmplat. Au fost niște acumulări în timp. Deci eu făceam teatru, recitam, ajutam pe alți copii la concursurile de recitări și așa mai departe. Eu nu m-am gândit niciodată. Toată lumea venea la mine să mă întrebe. Eu nu, aveam alte gânduri. Și într-o zi, n-am să uit ziua aia, eram în clasa 11, ultima noastră clasă de liceu, și în dreptul statuii lui Ștefan cel Mare m-am oprit. Și am zis, eu trebuie să mă fac actor. Așa. Și din clipa aia lucrurile s-au ordonat de la sine, n-au mai existat ezitări, n-am mai avut al gând. A fost un moment special pentru mine și în viața mea și îl țin minte, știu și locul exact unde mi s-a întâmplat și tot. Și de atunci lucrurile s-au ordonat așa cum părea firesc să fie. Și așa a fost. Chiar dacă, cum să spun, am picat prima dată la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografie, IATC-ul, cum era pe vremea mea, din cauza că n-am știut că am nevoie de un monolog. În sfârșit l-am pregătit unul în pripă, nu, și am fost primul sub linie. Îmi pare rău pentru că am ratat o promoție foarte bună, promoția a mea a fost o promoție bună, dar o promoție cu Mircea Diaconu, cu Gelu Colcea, cu Gelu Nițu, care a fost și el la Piatra, dar am intrat în toamnă la filologie, la Iași. Și am făcut un an fără frecvență, după care am revenit și de data asta. Deci ăla a fost primul moment. Până vă gândiți la momentul 2, fac eu o completare. Vă rog. Asta nu v-a împiedicat să terminați șef de promoție în clasa la maestru reputatului Cojar. Da. Da? Maestru Cojar în 72. Nu m-am împiedicat, am intrat al doilea an, nu primul, dar al doilea am intrat și am terminat primul, da. Acum vă rog să reveniți. Nu. Al doilea moment. Deci, al doilea moment a fost acel moment dramatic pentru mine, când am picat prima dată. Totul mi se părea atât de normal și atât de firesc, încât faptul că n-am intrat m-a lăsat într-o stare de perplexitate, n-am înțeles de ce și cum s-a întâmplat așa ceva, când totul părea simplu. Am petrecut
3 luni, n-am să uit, eram complet destabilizat, nu 3 luni, vreo lună jumate, acum exagerez, pe Ceahlău. Să-mi revin, m-am revenit, am coborât senin și m-am dus la examen, mai rămăseseră câteva locuri pe toamna acolo. Spaima era armata la vremea respectivă. Cunoaște. Așa. Și a dat Dumnezeu de am intrat. Și acolo a fost un examen cu mari peripeții, pentru că mi-a căzut Grigore Alexandrescu și eu n-am vorbit de fabulistul Grigore, am vorbit de poezia filozofică, care nu se preda la școală. Nu se prea preda, da. Dar noi, și revin la Petru Rare și la mare profesor pe care i-am avut, domnul Savin, care era profesorul nostru de română, ne predase poezia filozofică. Nu? Noi recitam în clasa a cincea, am să uit a șasea, Luceafără. A fost de altfel, uite acum că vedeți, vin amintirile. A fost de altfel prima dată, ne-a pus domnul Savin să învățăm Luceafărul pe de rost. Eu l-am învățat și nu știu cum, m-a pus și l-am spus eu. Și am recitat, ca un copil, complet inocent, n-aveam nicio pretenție. Și când am terminat, domnul Savin avea lacrimi în ochi. Am fost foarte impresionat, copil fiind, de povestea asta. În sfârșit, ce să vă mai spun, după aia am intrat, primul an a fost iar o treaptă în înțelegerea drumului la care mă angajasem. Ce să vă mai spun? Integrarea într-un colectiv, înțelegerea faptului că e o meserie de echipă, a fost o altă etapă a înțelegerii mele. Și am venit după aceea, m-am reîntors, pentru că am putut să aleg Piatra Neamț. La vremea aia Piatra Neamțul era una, dacă nu cea mai în afară de București, era prima pe lista dorințelor tuturor actorilor care terminau și dat fiind că aveam o medie foarte... Știți cum se la mine? Pe limbă. De ce? Pentru că era cel mai bun teatru. Vă rog să mai spuneți odată. Era cel mai bun teatru din România. De departe. A fost timp de 25 de ani locomotiva teatrului românesc. Aici s-au petrecut... Senzațional spus. Da. Toate marele evenimente, marele spectacole care s-au făcut aici. Aici a debutat Andrei Șerban. Aici venea, teatrul s-a deschis cu un spectacol al lui David Esrig, Radu Penciulescu. Piatra Neamțu era un loc de referință. Se ridică părul pe mână când pomeniți. Piatra Neamțu era un loc de referință și eu, Pietrean, am ales Piatra Neamțu și m-am bucurat timp de 15 ani cât am stat aici, de mari regizori, de formidabili colegi, de o atmosferă specifică, cunoscută de altfel în toată țara, care era atmosfera de echipă de la Piatra Neamț. Cred că ar trebui să vorbiți un pic despre lucrul ăsta. Despre perioada asta. Știți? Da. Ați avut roluri, multe. Da. Roluri care au rămas. Au rămas, o parte au rămas. Știți cum e? Cineva spunea așa, zice, domne, teatru e de o fragilitate. Teatru înseamnă aici și acum. Da, dar teatru face demonstrația solidității efemerului în ultima instanță, pentru că rămâi în memoria oamenilor. Oamenii te țin minte. Și e extraordinar de nu plăcut, minunat să te întâlnești cu cineva, să te oprească cineva pe stradă și să spun, știți, mă mai știți? Aramis. Aramis și alte. Am jucat
70 de roluri aici, cred că peste 70. 70. Bine, la început șansa noastră, aș spune că pot să o numesc șansă, era faptul că o reprezentație cu același spectacol nu depășea 10, cifra 10, și atunci trebuiau, ca să avem public, trebuia să scoatem multe premiere. Și atunci scoteam cam 5-6 premiere pe an. Ori pentru un tânăr absolvent să aibă șansa să joace 4-5 roluri, bun, poate nu apucai în toate, dar 3 sigur le prindeai, asta înseamnă meciuri în picioare, asta înseamnă o, cum să vă spun, o așezare în profesie extraordinară, mai ales când se face în... S-a făcut în acea atmosferă extraordinară de colegialitate, de performanță. Mi-aduc aminte totdeauna cu bucurie și cu drag că teatrul era viața noastră. Nu, cum să spun, din nefericire, în afară de peisajul extraordinar, Piatra Neamțul la vremea aia nu oferea foarte multe în materie culturală. Și atunci viața noastră era în teatru și... Țin minte că discuții, nu ne ieșea ceva în repetiții și mai rămâneam, mai discutam și dacă ne prindea ora 12, ne întorceam pe scenă și încercam să rezolvăm în urma discuțiilor scena respectivă. Această atmosferă de emulație, de colegialitate, a fost unică, cred, și e așa, pus pecetea, că tot ați vorbit de pecete, pe toți cei care au trecut pe aici. Toată lumea vorbește de spiritul de la Piatra Neamț. Și eu sunt fericit că am apucat o perioadă și mari spectacole care m-au ajutat pe acest drum lung pe care mergem și continuăm să mergem, cu bucurie. Dacă e să... Vom reveni la... Da. La TT și spiritul TT-ului. Deci în 87 ați plecat de la Piatra. Da. Ați plecat parcă la operetă la București. La operetă la București, da, pentru că la vremea aia, eu neavând buletin de București, București era un oraș închis, nu se putea intra. Singurile care aveau dreptul să angajeze oameni din afara București erau teatrele muzicale, opera și operetă. Și la operă nu prea aveam ce să caut și... M-am dus la operetă, că locuri erau de actori acolo și... Am înțeles. Mi-ați dat probă de voce neapărat. Nu, n-am dat probă de voce, dar vreau să vă spun că am ajuns și am jucat la operetă. A fost o experiență extraordinară opereta, pentru că teatrul muzical cu rigorile lui e foarte important pentru educația unui actor. Și când dirijorul făcea semn și tu nu intrai, era la revedere. Tot jocul era făcut în așa fel încât să poți să-l vezi și pe dirijor și așa mai departe. Și am jucat chiar rolul principal în Mamzel Nituș. Pot să vă mărturisesc acum, fără lipsă de modestie, că aveam publicul meu. Acolo la operetă era o tradiție. Casiera venea înainte de spectacol, trecea pe la cabine și spunea Dorin Teodorescu, câte asta Constanța Câmpeanu, câte... Că veneau spectatori care spuneam, noi am venit pentru... Ei, și aveam și eu vreo 15 după 2 ani de zile, ceea ce era o performanță și ceea ce mi-a conferit în teatru titlul de maestre, pentru că numai maestri aveau urmăritori pe care veneau nu odată, la fiecare spectacol veneau. A fost așa, ca amuzament al lucrurilor. Dar a fost o perioadă, o educație foarte bună. În primul rând, eu, neavând o foarte solidă educație muzicală, a fost momentul în care a trebuit să mi-o fac și cred că mi-am făcut-o. Și de acolo... De acolo la Teatru Bulandra. La Teatru Bulandra am dat concurs chiar înainte de Revoluție și
imediat după Revoluție. Și acolo e istorie cu concursul meu de la Bulandra, dar nu ne trebuie o emisiune prea lungă. Poate o să o facem altă dată. Ori discutăm după emisiune și vedem cum o punem după emisiune. A fost, cum să spun, pot să spun că intratul la Teatrul Bulandra a fost pentru mine împlinirea unui vis. Noi aveam institutul în Schitul Măgureanu, la vremea aia, unde funcționa și Teatrul Bulandra, la izvor acolo. Și noi știam, coboram seara și nu ne mai duceam la masă și coboram la spectacole care se ținau la Bulandra. Am văzut Dale Carnavalul, îl știam pe dorăs, de altfel toată școala îl juca pe holuri pe acolo, toată ziua jucam pe Marinuș, pe toată lumea. Și Caragiu, bineînțeles, toată marea distribuție a spectacolului și formidabilul spectacol. Și le știam pe toate, pe de rost. Mergeam acolo, am văzut marele spectacol al lui Esrin cu nepotul lui Ramo. Era o perioadă fastă pentru teatru, în general, și la Bulandra. Bulandra era vârful și asta am visat, să ajung la Bulandra. Am ajuns, în sfârșit, un concurs. Ce pot să vă spun este că această comisie era formată din tot ce avea Teatrul Bulandra la ora aceea. Te spereai numai dacă auzeai numele, dar aminte să încerci să impresionezi într-un fel o asemenea galerie de mari personalități. În sfârșit, am reușit. Adică a fost o conjunctură favorabilă. Am la Bulandra, după care a urmat școala, a urmat Franța. Păi haideți să vedem așa, lumea știe Paul Chiribuță, actor. Eu am spus că Paul Chiribuță, actor și nu numai, și mai mult decât atât. Ați fost, ca să spunem așa, un distins profesor. Da, mi-a plăcut. Trebuie să vă mărturisesc că mi-a plăcut. Ați fost decan. Am fost și decan o perioadă, da, la institut după ce m-am întors. Dar am avut o perioadă înainte de a pleca în care am fost și asistentul domnului Cojar și asistentul domnului Gonța, Grigore Gonța, de la care am învățat. Domnul Cojar a fusese și profesorul meu de clasă, deci mi-am continuat, ca să zic așa, studiile. După care Silviu a venit la direcția... Silviu Purcărete a venit la direcția Teatrului Bulandra în 93, cred că, sau 94, 93. Și eu eram deja acolo. Noi colaborasem la Piatra Neamț, după cum bine știți, în Piațeta și nu numai, în primul spectacol pe care l-a pus Silviu în Romeo și Julieta. Eu făceam Mercuțiu cu Țică Cojocaru, care era Romeo, și cu Nina Zăinescu, care făcea Julieta. Și am continuat colaborarea la Piațeta, care a fost un mare succes, un spectacol multipremiat. Și a venit el director și mi-a propus să-l ajut ca director artistic. Așa că timp de 3 ani am condus acel mare monument al teatrului românesc, care era Teatrul Bulandra. După care Silviu a primit această propunere să preia un centru dramatic în Franța și în proiectul... La Limoges, nu? La Limoges, da, și în proiectul artistic el a prevăzut o școală, încercând să facă demonstrația că noi facem o meserie care depășește, care are un limbaj propriu și depășește limbajul, să spunem, impus de granițe. E un limbaj autonom al teatrului. Și a vrut o școală în care să facă această demonstrație și să... Bine, sigur, după Revoluție, trebuie să spunem că teatrul românesc era extraordinar de bine apreciat,
Teatrul Național făcuse turul lumii, Teatrul din Craiova și mai mare tur, Purcărete primise cele mai mari premii existente și așa mai departe. Și l-am urmat în Franța. Da, acum spuneați Teatrul Național, bine văzut, Teatrul din Craiova, bine văzut, Purcărete, cele mai mari premii. Și nu pot, n-am cum să ocolesc subiectul. Purcărete Uniter. Ultima... cum se poate ajunge într-o țară normală, da, să ai o asemenea personalitate, da, da, cu un asemenea palmares și să ajungă să discute despre el într-un mediu pe care îl consideri elevat, nu? Da, da, sigur. La nivelul acesta. Tare aș vrea să aflu părerea dumneavoastră. Ce pot să vă spun? Mai ales că l-ați cunoscut, ați lucrat cu el, da, știți ce poate? Sigur, nu, nici nu se pune problema. Adică putem discuta, dar Silviu este într-o altă categorie. Asta vă pot spune de la început. Nu știu ce comparație să vă fac, dar Silviu face parte dintr-o altă categorie. În primul rând, are o imaginație fabuloasă. Doi, are o memorie fotografică. El dacă citește o pagină acum și îl întrebi peste 10 ani, îți spune pe rând fiecare ce scria în pagina respectivă. Deci, n-ai cum, are o cultură atât de vastă. Vorbește 4 limbi, deci 5 chiar. N-ai cum să te pui cu el pe niciun plan. S-au pus unii pentru că își închipuie că această, nu știu cum să-i spunem, că nu de corectitudine e vorba, corectitudinea politică una, dar corectitudinea artistică și culturală și e cu totul altceva. Aș fi vrut să spun neomarxismul cultural, dar jignesc... Nu trebuie să ne lansăm în asta, dar ceea ce este cert este că dacă e să facem un premiu pentru fiecare, deci să facem un premiu pentru 20, 30 de ani, 40 de ani, pentru o categorie, pentru bărbați, pentru femei, pentru bunici, pentru nepoți, degradăm această noțiune. De altfel, Silviu, să știți că Silviu nu îi plac premiile, nu îi plac ceremoniile, el nu vorbește, el nu face. L-a întrebat cineva, dar de ce a făcut un spectacol formidabil, Boccaccio, la Râmnicu Vâlcea? Zice, și l-a făcut pe scenă și l-au întrebat, dom'le, dar de ce ați făcut, dom'le, pe scenă spectacolul ăsta? Și el s-a întors către o doamnă care îl întrebase și a spus, doamnă, atât am adus capul. Nu. Deci nu-i plac conferințele de presă, nu vorbește, nu, dar în schimb refuză. Nu e la primul refuz, Silviu. Și nu din cauza asta. Cum a spus și el, eu mai am nevoie de premii, trebuie să mai îmi dea mie cineva vreun premiu. Nu. Și nu, n-a făcut niciodată profesia asta, nici pentru premii, nici pentru glorie, a fugit totdeauna. Dar așa e, când fugi de glorie, te urmărește ea. Nu, pe mine asta mă frapează. Dom'le, avem niște repere în niște domenii. Acum vorbim de teatru, da? Da. Dom'le, cum să ajungem noi să mânjim, să încercăm, că nu poți să-l mânjești pe Silviu Purcărete? Nu, sigur că nu. Și nici n-au reușit nici de data asta, chiar cu aceste încercări. S-a stârnit această mișcare, nu știu, care vine dintr-o revoltă că tinerii nu sunt băgați în seamă. Sunt băgați în seamă. Și cei care au avut valoare totdeauna au fost băgați în seamă. Eu mă aduc aminte de pe vremuri când terminau facultatea, așa cum a terminat și Silviu la vremea lui, așa cum a terminat și Andrei Șerban, așa cum a terminat și Dan Micu și mulți alții, ieșeau din facultate și luau toate teatrele lor, pentru că era foarte bun. Poate că nu mai avem valorile astea. Poate că trebuie să ne mai gândim, trebuie să mai uităm și noi în oglindă înainte de a vorbi. Domnule profesor Paul Chiriboță, vă rog să-mi vorbiți un pic, în calitate de profesor,
îmi predați mie și celor care ne urmăresc acum un lucru. Tema. TT, da. A spus locomotiva, da? A eu fost. Aș spune da. TT, nu-mi place cuvântul ăsta, laborator, că mi se pare nu știu cum. TT, centru al inovării și avangardei în teatru românesc. Așa este. Predați-mi un pic despre TT-ul pe care îl știți dumneavoastră, da, nu discut altceva. Ce să vă spun? A avut, să o luăm așa, administrativ a fost o șansă că orașul ăsta era departe de București și de ochiul vigilent al cenzurii. Și atunci, poate, cei de la vremea respectivă s-au gândit, dom'le, hai să-l lăsăm și o mică supapă să mai iasă presiunea de noastră. S-au gândit oare la succesul pe care îl va avea teatrul? Nu cred că lăsau. A fost târziu când și-au dat seama că nu se mai poate, pentru că era un teatru, unul dintre cele mai cunoscute în Europa, invitat la cele mai mari festivaluri și așa mai departe. Deci era greu după aia să nu oprești. De altfel, Teatrul din Piatra Neamț, TT-ul, a fost ultimul teatru care a mai ieșit din țară. Asta s-a întâmplat în 77, după care n-am mai părăsit nimeni. Dar noi am fost ultimii. Și noi oricum mergeam cel mai des. Eu am debutat în Danemarca. Deci mulți din cei care au venit au debutat prin străinătate, că așa a fost. Așa s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat. Nu din alte motive. Deci ce să vă spun? Inovația e foarte greu de definit. Ce înseamnă inovație în teatru? Cum s-a ajuns la acele spectacole care, cum să spun, au, nu că au uimit, au lăsat pe toată lumea așa, se face la Piatra Neamț. Da. Eu n-am să uit spectatori, fiind spectacol, n-am să uit toată viața spectacole lui Andrei Șerban făcute aici, Ardând în Kent, Noaptea încurcăturilor, cea mai din Brechtu, Omul cel bun din Săcean. Omul cel bun din spectacole de referință, spectacole care au răsturnat într-un fel viziunea despre mise-en-scène în România. Un lucru foarte mare. Domnul Penciulescu spunea un mare adevăr. Zice, dom'le, în primul rând, înainte de a pune un text în scenă, ascultă-l cu atenție, cu grijă. Spiritul acelui text, cred că e punctul de la care au pornit toți marii regizori care au pus aici. Pentru că acel spirit le-a trasat drumul și calea. Nu, acum asistăm la un fel de peste ceea ce spune textul, placăm ceva care vrem noi să spunem. Să demonstrăm noi ceva care nu are legătură cu spiritul piesei. Exact, exact. Ori, marile texte au atâta deschidere încât nu mai trebuie să știi să citești așa cum vrei tu, dar să citești textul ăla, nu altceva. Adică să nu încerci să calchezi o altă viziune peste el. O dată, doi, ce să vă spun? Dacă la Piatra Neamț, timp de generații, au venit doar șefi de promoție, deci se presupune oameni buni, veneau și șefii de promoție de la regie. Sigur că laboratorul ăsta, totuși, s-a articulat și a devenit o obișnuință. Te duci la Piatra Neamț să faci performanță, te duci la Piatra Neamț să găsești ceva. Pentru că aici, orice ar fi cerut un regizor, actorii aici aveau soluții. Și nu așteptau să li se spună, dom'le, fă doi pași la dreapta, fă doi pași la stânga, ci veneau ei cu soluții. De altfel, asta a fost unul din preceptele cu care au plecat toți studenții mei pe care i-am avut, a fost, dom'le,
când regizorul spune, domnule, eu aș vrea să fac altceva, tu trebuie să vii, tu actor profesionist, trebuie să vii cu 3 propuneri. Cu minimum 3 propuneri. Dom'le, nu-i place asta. Mai avem una. Nu-i place. Mai avem una. Și din acest dialog între doi creatori, pentru că ăștia sunt cei 3 piloni, nu? Actorul, publicul, regizorul. Dacă ei nu colaborează sau din dialogul ăsta nu iese adevărul unui spectacol, atunci n-are din ce ieșe. Ați vorbit despre spiritul piesei, dar ați vorbit în același timp și despre faptul că la Piatra Neamț veneau șefii de promoție și că aici exista ceva, putem vorbi la modul foarte serios despre un spirit al TT-ului care era și el, cum se spune, își punea amprenta pe spiritul piesei. Cu siguranță, cu siguranță. În primul rând era această colaborare. Spiritul acesta de echipă a născut un fel de colaborare artistică la un nivel foarte înalt. Nu era... Mă rog, am întâlnit pe parcursul carierei mele și locuri în care te lăsau intenționat să greșești sau nu te ajutau într-un moment. Te ajutau să greșești. La Piatra n-a existat lucrul ăsta. Toată lumea stătea la toate repetițiile, toți își puneau cu părerea, veneam după repetiție, discutam între noi de fiecare dată. Dom'le, vezi că momentul ăla nu e, mai gândește-te la... Nu-ți dădea soluție, dar să atrage atenția, mai gândește la momentul ăla. Te gândeai, rezolvai sau încercai o rezolvare și întrebai după aia, e mai bine? Da, e mai bine, dar mai trebuie încă. Și această colaborare, acest dialog permanent care a existat, eu cred că asta a fost baza acestui spirit de la Piatra Neamț. Plus că nu trecea nimic până nu se rezolva. Deci stăteam, vă spun, nopți, stăteam cât era necesar ca o scenă să... Dar e adevărat că trebuie să recunosc că eram într-un fel, asta era viața noastră, stăteam mai mult la teatru decât stăteam acasă, fiecare dintre noi acasă la el și așa mai departe. Așa a fost să fie, cum să spun, pe de o parte pentru viața socială nu era extraordinar, dar în schimb pentru viața profesională a fost un mare beneficiu. Suntem la Piatra Neamț, într-o emisiune și mulți dintre cei care ne urmăresc și ne vor urmări, pentru că emisiunea va rămâne postată și pe YouTube și pe site. Când vorbim despre marile spectacole ale TT-ului, mulți zic, da, ce am citit. Ați fost parte în această... O perioadă, în această mașinărie echipă, o perioadă. Vorbiți-ne un pic despre marile spectacole în care ați jucat. Care sunt pentru dumneavoastră cele mai mari spectacole în care ați jucat la Piatra Neamț? Ca spectator am văzut, l-ați urmărit pe Andrei Șervan. Îmi aduc aminte, mă scuzați, o emisiune acum câțiva ani buni, când domnul Șervan încă mai preda prin America, nu ajunsese încă actualul curent și acolo, să-l oblige să promoveze nulități, așa, sau mă rog, nu discutăm, și într-o emisiune eram, cum să vă spun, dați-vă seama, a venit Ardei Șerban la Piatra Neamț, Puchiu Cuvaia a venit într-o emisiune, o cunoașteți, așa, și când a venit în emisiune, m-a văzut că eram alb la față și zice, înainte, zice, stai liniștit. Ce stai liniștit, că o scoatem noi la capăt. Cam așa mi-a spus și dumneavoastră înainte de emisiune. O să o scoatem. O să o scoatem noi la capăt. Nu, revin. O să o scoatem, că da, sunt multe lucruri. E o viață în spate, așa că ai de unde. Da. Deci să revenim. O să încep cu spectacolul lui Tocilescu, Nevestele Vesele de Nuin Soart.
o să continui cu Sluga la doi stăpâni, Tinerețe fără bătrânețe, Perghint, ce să vă mai spun, chiar Îmblânzirea Scorpie, unde două spectacole semnate de Vișa, de Iulian Vișa, care s-a prăpădit, dar un regizor foarte, foarte interesant, unul din două vârfuri, care a ieșit Dan Micu și el atunci, în anul acela. Ce pot să vă mai spun? Spectacolul lui Silviu cu Romeo și Julieta. Ce a mai fost? Bine, nu le iau în ordine acum. A mai fost de asemenea Cehovul, Pescărușul, Piațeta. Știți de ce v-am rugat să vă aduceți aminte aceste spectacole? Nu știu. Pentru că oamenii acum au în față repertoriul care există acum. Și pot să fac o comparație, mai mult nu discut. Deci să fac o comparație ce se juca, da, cine juca, cine punea în scenă și ce se întâmplă în ziua de azi, nu numai la Piatra Neamț. Da, nu numai la numai Piatra Neamț. Sigur că. Acum, sigur că, da, mie mi-e foarte greu să vă spun, pentru că nu sunt la curent, pentru că, din nefericire, teatrul din Piatra Neamț nu mai e în atenția lumii așa cum a fost. Nu știu, acest nou val în care bătrânii sunt marginalizați, mă face pe mine să zic, dom'le, poate că totuși ei au dreptate, poate că nu noi avem dreptate, poate că, sigur că lucrurile trebuie să... Bine, există sintagma aceea, nu vă spuneați bătrân de viitor, există, pe care o folosesc unii. Nu știu, cine o folosește. Da. Eu o folosesc când spun despre mine că sunt un bătrân de viitor. Nu, și e un lucru copiat. Ide Suchianu a spus asta într-un interviu, dar nu, n-am uitat formula, 60 și ceva era, în România Literară. El a folosit primul sintagma asta și mi s-a părut, el o folosea pe la 80 de ani. Eu am început să o folosesc mai repede, dar spun totdeauna că nu mi-aparține și că i-aparține domniei sale. Încât uneori ți-e teamă să spui, dom'le, eu cred că am dreptate. Cu siguranță, teatrul a știut întotdeauna să adapteze condițiilor, situațiilor și așa mai departe. El a acționat și în plan moral, și în plan politic, și în toate planurile, fără îndoială. Acum, nu știu, mi se pare că ceea ce se propune la ora asta în general e o nișă, se atacă o nișă posibilă, o nișă care însă, după părerea mea, nu și-a câștigat însă atât public încât ea să reprezinte ceva în care să spui, da, dom'le, pe aici baza teatrului se poate merge mai departe. Pentru moment, părerea mea este că aceste căutări nu sunt încă nici perfect cristalizate, nici nu duc către o perspectivă clară a lucrurilor și o perspectivă de cale lungă, deocamdată. Mă rog, poate mă înșel, nu am pretenții că eu dețin adevărul, din așa cum se pare că tinerii au fiind un bătrân cu viitor, poate că vă putem discuta despre lucrurile astea și altă dată. Să sperăm că îl putem discuta cu mare drag.
Am avut o actriță preferată, la un moment dat, o chema Ana Ciontea. Care gusturile nu se, nu se discută. Apropo de gusturi, Ana Ciontea, soția lui Paul Chiribuță, șefă de promoție, venită și ea la TT. Da, cum e viața într-o familie de actori? Dificilă. Dificilă pentru că... O să trimit înregistrarea. Părerile sunt... diferite, cum e normal să fie, personalitățile, cele două personalități accentuate, ceea ce de obicei naște conflicte, dar sunt conflicte care țin de această zonă artistică și zic eu, asta ne-a ajutat pe amândoi de-a lungul vieții să putem evolua și unul și altul. Pentru că ea nu mă lasă să vin la premierele ei decât când ea crede că lucrurile sunt așezate, eu nu o las să vină la premierele mele decât... Deci avem un întreg protocol de familie în privința teatrului și a prezenței noastre. Judecățile sunt de obicei radicale și asta... Nu e totdeauna bine, acum că am mai îmbătrânit, n-am mai domolit puțin, dar din aceste lupte, zic eu, am avut de câștigat amândoi. Și teatru? Sper și teatru, da, acum chiar vă spuneam într-o discuție anterioară că face un rol foarte bun, foarte bun în Casa Curată, ultima premieră pusă în scenă de Felix Alexa la Teatrul Național. Așteaptă să facă, să iasă un film, care l-a făcut cu Netzer, mai face unul acum. Deci, activitățile noastre sunt... De-aia probabil că și a ținut cuplul nostru, că ne vedem rar. Da, ați amintit de film. Da. Cum s-a împăcat Paul Chiribuță cu firul? Dom'le, la un moment dat părea că această înțelegere există și că o să merge mai departe. Dar nu, n-a fost. Pot să vă spun de ultima experiență cu Dog Pop Girls al lui Huțuleac, un băiat foarte bun care ne-a fost student în școală și un vârf al generației lui și el, care face și regie, scrie, e un talent plurivalent, așa, și e un vârf al promoției lui și al generației lui și a făcut un film, nu știu dacă s-a văzut aici filmul, că în general ultimele filme românești nu se văd, dar nu e un film din seria filmelor care au trecut pe la Cannes, pe la Berlin, pe la cu neo-realismul românesc. E un alt fel de film, o comedie neagră, care a avut succes, dar care nu prea s-a vândut din cauza că nimeni nu vine. Toată lumea e speriată de acest nou val care face furori în festivaluri, dar nu umple sălile de cinema. Și nu știu că e bine, că e rău, asta rămâne să judece alții, dar știu că am fost la o lansare, n-am să uit, la Brașov și în așteptarea momentului, orei de lansare, era într-un multiplex ăsta și a venit o familie. Și cea care era la casă le-a spus, păi nu intrați și la filmul ăsta românesc care va fi lansat. Aoleu, dacă e românesc, nu intrăm, zice, nu... I-am speriat multă lume. Acum, sigur că eu nu discut de calitatea filmelor, că a fost o foarte bună calitate, de faptul că aceste filme au făcut mult bine școlii românești de cinematografie și așa mai departe, adică sunt lucruri care trebuie să le recunoaștem. Dar, cred eu, trebuie să găsim și alte căi să exprimăm lucrul ăsta și alte căi prin care să încercăm să aducem totuși publicul în sală. E important.
Și un public care să nu reacționeze numai la vulgarități. Da, și la, mă rog, s-au făcut și câteva filme de astea care au coborât nivelul. Da. Nivelul. În sfârșit. Nu e... Întrebare. Da. Cât mai regăsiți din atmosfera și spiritul care exista la Piatra Neamț, perioada cât erați, atunci când vă întoarceți prin oraș? N-am mai intrat de mult în teatru. Am fost, cred că ultima dată când m-am invitat să joc într-un spectacol care acela, se schimbau protagoniști, așa. Mai era Timuș, director, pe vremea aceea. Nu deci știu. Exista director pe vremea aceea, asta nu știu, să spun, da. Nu știu, asta... Da. Nu vreau să intru în această polemică, nu, pentru nu că... Nu, nu, deci ați fost și a jucat atunci, de atunci n-ați mai fost. N-am mai fost. Dar pe din afară așa și mai stați de vorbă cu oameni când da, veniți. Am avut doi studenți, cred că. Unul cred că mai e în continuare la teatru din Piatra. Știu că părerile sunt împărțite. Dar orașul? Ca loc în care să poți să... te desfășori așa cum se desfășoară înainte lucrurile? Nu știu, cred că lucrurile s-au schimbat din cauza că și economic orașul a decăzut, era un oraș, a decăzut în sensul faptului că nu mai sunt atâtea locuri de muncă, că lumea nu mai e și probabil... Și cred că s-au schimbat și niște oameni care aveau puterea de decizie. Posibil și asta. Și nu vorbesc că s-au schimbat, că au dispărut. S-a schimbat ca mentalitate. Da, mentalitatea celor care luau decizii. Da. Nu, dar eu cred și cred în continuare că la Piatra Neamț, știți, se spune că dacă într-un loc s-a întâmplat o minune, se mai poate întâmpla. Haideți să încheiem așa. Să sperăm că la Piatra Neamț, în jurul a ceea ce a existat la un moment dat și se numea fenomenul TT, se mai poate întâmpla o minune. Eu sunt convins că se va întâmpla. Vă mulțumesc tare mult, a fost o onoare și o plăcere. Și eu vă mulțumesc foarte mult și sper să nu fi plictisit lumea, da? Cu amintirile noastre în sensul ăsta. Eu cred că nu. Eu cred că nu. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, o emisiune care am spus va rămâne și va trebui urmărită, pentru că tot mai rar mai găsim oameni care să spună cu adevărat ce s-a întâmplat la Piatra Neamț, ce însemna spiritul TT-ului. Și Paul Chiribuță este un om care, dacă spui Paul Chiribuță, spui așa: Piatra Neamț, Petru Rareș, profesori, teatru, performanță, roluri. Și după aceea încep să spui așa: colegii. Și când încep să spui toate numele colegilor, ți se face părul așa, după care spui regizori, și când spui regizori, iarăși, și pe urmă te duci spre București și tot așa. Eu sper să am ocazia să fac și alte emisiuni cu Paul Chiribuță. Vă mulțumesc. După ce vom putea să ne gândim la alte teme de discuție. Sigur, cu mare drag, oricând, cu mare drag, eu oricum revin. Că v-am spus că avem rădăcinile înfipte și mormintele lor noștri aici, așa că... Asta a fost, oameni buni, numai bine!